Salutare tuturor, sunt The Link și bine v-am găsit la un nou episod de The Link's Map. Și bineînțeles, înainte să începem, v-aș ruga că dacă vreți cât mai multe episoade din această serie, să apăsați și voi butonul de like pentru a mă susține și pentru a continua, bineînțeles. Pentru că cu toții cunoașteți că asta este singura motivare pe care voi mi-o puteți aduce mie pentru a-mi demonstra că vă place această serie și sunteți interesați de ce va urma. Pentru că mi-am propus niște proiecte foarte complexe, o să vi le prezint chiar în acest clip. Dar hai să începem prin a completa lipsa de geamuri. Știți că de fapt prima dată ar trebui să mergem să luăm mâncare. Și o să merg în sătucul ăla, știți că aveam eu un sătuc acolo. Să sperăm că voi găsi mâncare. Dar rețineți zona asta. Gândiți-vă aici castel, aici chestia asta cu multe... scapă în minte denumirea biomului ăstuia. Ia stai că dacă mă duc un pic pe el, cred că dacă apăs F3 îmi va spune. Ia stați așa să mă duc. Și ar trebui să schimb și melodia asta, că nu-mi place genul ăsta. Ia stai, dacă dau F3 Chunk. Ia să unde scrie Towers pozitiv. River, nu River. Nu e River. Trebuie să mă duc un pic mai așa. Mesa, mă, Mesa, așa, bun. Stați-mi ia să schimb melodia asta. Bun. Merge, asta merge, bun. Deci biomul ăsta de Mesa, rețineți locul ăsta și cu biomul de Mesa și pe parcurs o să discutăm despre chestia asta. Cu toții cunoașteți faptul că eu am un cal. Și foarte mulți îmi spuneți de faptul că glumești, nu mi-a dat deloc carne. Mi-a dat doar piele, mă. Uite, mă, carne aici. Bun. Cât una, oh my god. Bun, deci cu toții cunoașteți faptul că eu am un cal. Și nu am făcut un graj, i-am făcut doar unul provizoriu de l-am pus în castel acolo. Ei bine, m-am gândit să fac un pod între astea două chestii, castel și Mesa, biome acolo. Un pod unde acolo să fie o fermă de mai multe chestii. În principal de animale, pentru că aia de mâncare o să o fac în altă parte, o să vă arăt. Și vreau ca să mă apuc să nivelez acea zonă. Bineînțeles, nu să o nivelez gen să fie toată plat. Să pară cât mai natural și acolo să fac un... un platou așa frumușel în care să pun calul, să pun animalele, adică să fac fermă de vaci și așa mai departe. Deci asta vreau să fac în episoadele viitoare, dar știți că seria asta apare o dată pe săptămână din simplul fapt pentru că nu este prea mult oh my god, nu este prea mult apreciată. Adică, bine, acum iau damage din cauza faptului că nu am mâncărică. Dar stai să găsesc niște morcovi să-i sparg pe aici. Ui, toți siduri, mă. Aici sunt morcovi sau ceva. Trebuie să fie aici ceva. Bă, ești nebun, toți siduri. Unde sunt morcovii? Aha. Bă, n-o să mor, o să-mi iau doar damage mult. Hai că aici, aici trebuie să fie morcovi. Du-te, bă. Ok, aici sunt morcovi. Bun, știam eu. O să luăm morcovei ăștia. Doar atât? Du-te, mă, nu cred. Deci doar 13. Stai, mă, că mai avem undeva. Acolo oare ce-or fi? Mi se pare că am spart. Așa, bun. Și... da, uite, mă, morcov. Bun. Iau pe toți de aici. Aici seed-uri nu-mi trebuiesc. Și asta vreau să fac. Trebuie să am ghi să-mi iau full damage. Dar dacă se va aprecia mai mult seria... o să apară mai des, pentru că eu postez un episod când se strâng aproximativ 500 de like-uri. De exemplu, nici măcar 500 de like-uri nu mai suntem în sare să strângem la un clip de Minecraft. Pentru că la ultimul clip de The Link's Map, cred că am strâns undeva la 400. Este jignitor pentru mine, ce am aproape 30.000 de abonați, să nu pot strânge la un clip cu Minecraft 500 de like-uri. Nu știu, parcă mă doare sufletul când zic, am 30.000 de abonați, dar nu pot strânge 500 de like-uri la un clip cu Minecraft. E bine, dacă postezi trolling, Minecraft trolling, se vor strânge mai mult. Gen, la un clip de trolling s-au strâns aproape 2000 de like-uri. Și era cu Minecraft. Dar, mă rog, poate nu vă place atât de mult seria asta. Și dacă nu vă place, puteți să-mi spuneți să mă opresc să mai joc aici. Pentru că vreau să fac ceea ce vă place. Bun. Hai să vedem în sătucul ăsta dacă mai găsim ceva. Că avem și aici sătuc. Avem două sate de seed-ul ăsta. Uite, a crescut acolo pâinea aia. Și morcovi, bun, 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 bun. Sper să am timp să pun acolo glass-uri la geamuri, dar nu cred că o să am timp să mă apuc de chestia aia. Uite, avem aici cartofi, bun, bun. Merge la băiatul, merge, 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 da, da. Aici și replantăm dacă e.
poate mai venim o dată. Hai să punem pe aici, nu știu, gen ceva de genul. Și aici morcovi, cartofi. A, am zis bine cartofi, da, asta vreau să zic. Așa. Nu mă gabă, nesătulule. Așa, mai punem așa cât un piculeț, că ne trebuie mult. Vine noaptea, nu cred. Bun, hai să mâncăm repede. Că vine noaptea și poate dăm de zombie. Bun, hai să luăm de aici seed-uri. A, dar n-am loc în inventar, glumești? Evident. Bun. Potato! Hai să mai punem și pe aici potato. Așa. Hai să mai punem seed-uri. Seed. Uite aici seed-uri. Hai că mi-a dat tot, ne apucăm de geamuri. Dar trebuia să fac și mâncare, pentru că nu mai aveam. Știu că aș fi putut face asta off-camera, dar e mai funny on-camera. Bun, imediat, imediat, așa, bun. Și mai avem și în partea asta. O să iau doar morcovii și o să plec. Bun, am plecat. Repede, repede, o să nu se spawneze prea mulți monștri. Și ne culcăm și ne apucăm de geamuri. M-am uitat cum se de castel așa frumos în depărtare. Ia să se dau pe mai multe chunk-uri. Video settings. Ia uitați acolo castelul. Și maker se vede. Gheorghe! 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 Bă, de s-a oprit. Ok, a revenit. Nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să nu omorâm vacile astea, pentru că o să trebuiască să le ademenim o dată și o dată. Oh my god, o să fie o luptă grea cu ăsta. Pentru că ăsta o să... No, no, o să... No, 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 te rog, nu. Iei-mă de aici. No, o să mor, o să mor. Pentru că nu pot să mănânc și ăștia gen... Am delay la dat chestii. O să mor, băieți. O să vedeți un Link murind. E prea greu acum. Mamă, băi! 4-3 scheleți, un creeper. Dacă mă opresc să mănânc, sunt mort. Păi ce faci în spatele meu? Nu. 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 Repede acasă. Hai că nu mai am mult. Ah, m-au lăsat. Am scăpat, nu pot să cred. Mamă, ce greu a fost. Doamne, credeam că o să mor. Deci puteam să zic că o să mor acum. Pentru că n-aveam nici mâncare să bag paint. Am delay-ul ăsta și erau foarte mult, gen, n-aveam să mă ocup să dau un 1, că veneau alții din spate. Ați văzut și voi ce era acolo. Bun, hai să ne culcăm repede. Să mergem să punem sticlă la geamuri. Așa. Bun. Hai să ne punem. Bă, o să-mi pun chestii aiurea pe aici. N-am chef să mă apuc să sortez itemele. Și am nevoie de inventar. Așa. Bun, îmi iau mâncare. Așa, târnăcop. Și câteva blocuri de construcție și atât îmi trebuie. Bun. Mama, am văzut particula verde și am crezut că e un creeper aici, nebun. Bun, hai să mergem să luăm din furnace-uri. A, da, mai pus off camera torțe pe aici. Poate observați ca să nu se mai spawneze monștrii. Vedeți că e foarte multă lumină. Bun, hai să mai luăm sticlă. Avem pe aici sticlă, peste sticlă. A, ok, atât de puțin am avut? Bă, cred că ne mai trebuie. Nu știu, cream că am mai multă sticlă. Cream că am umplut 3-4 cuptoare cu sticlă. Oh my god, nici măcar sticlă nu o să putem face astăzi. Gen să terminăm de pus. Avem multe geamuri. Da, hai să încercăm, o să fac eu off camera. Și în episodul viitor să ne apucăm de pod. Bun, hai să ne apucăm aici să punem. A, am crezut că mi s-a terminat. Trebuie să avem grijă să nu spargem aiurea, știi? Și bun, aici am făcut fără nicio greșeală, ca să zic așa.
Bă, dacă stau mai bine să mă gândesc, este posibil să-mi ajungă. Nu sunt sigur de asta, dar este o posibilitate și o probabilitate. Șmechere melodie. N-am cum, hai, mai punem una. Bun, aici n-am făcut nicio greșeală. Nu știu dacă îmi va ajunge. Mai am aici un ge... mi-ajunge, bă, ce ai făcut, Vere? Mi-ajunge, boss. Și mă gândeam că am geamuri în spate, nu știu de ce mă gândeam la treaba asta. Bă, înseamnă că o să ne apucăm deja de platou. Bun. Aici o să avem nevoie de foarte multe târnăcoape și trebuie să merg și la mină. Poate într-un live stream o să merg la minat, pentru că e plictisitor așa, în gen, acolo mai știți și întrebări și altfel atmosfera, știți? Dar așa e plictisitor să... Uite, asta nu trebuie să fie aici. Să fac un episod special în care, pur și simplu, minez. Nu știu, nu mi se pare prea amuzant și prea... Adică nu e o chestie ca să fie vizionată, dacă mă înțelegi. Și oricum, cum la seria asta se uită maxim 1000 de persoane, e clar. Bun, hai să ne mâncăm. Să ne mâncăm, hai mă să ne mâncăm. Bă, per total îmi place cum a ieșit castelul. Aproape terminat, aproape. Mai sunt niște chestii de făcut, dar mare parte se termina castelul. Și uite de aici, de uite fix din punctul ăsta, uite pe aici, și din punctul ăsta o să urmeze niște poduri. Ia stați mă, că îmi dau un pic creative ca să zbor. Nu o să fac nimica din creative, vreau doar să vă arăt așa. Deci de aici o să urmeze niște poduri. Aici totul niște poduri. Aici se vor uni într-un singur pod, aici undeva pe aici. De aici iar se mai merge, mai merge. Și de aici iar se bifurcă. Iar se bifurcă. Și de aici într-o parte o să fie ferma cu animale. Și într-o parte fermă cu mâncare, știți? Dar trebuie să nivelăm foarte mult chestia asta. Gen, trebuie să umplem zona asta, uite, să fie, nu știu, o să avem mult de muncit, mult, mult, prea mult. Trebuie să fie aici drept, așa frumos, nu știu. O să avem, o să muncesc foarte mult. Dar o să fie un proiect frumos și care sper să realizăm cât mai curând. Bun, hai să ne apucăm încă de pe acum. Mi-am dat game-ul doar ca să zbor, nu pentru a-mi lua iteme, deci... Stați liniștiți că nu, adică nu văd care ar mai fi rostul jocului dacă aș face asta. Pentru început o să mă duc să fac niște târnăcoape. Nu știu ce am dat click pe ăla. Trebuie să-mi pun și aici sign-uri cu ce iteme am, pentru că dacă nu mai joc, nu joc gen o săptămână pe mapa asta, efectiv uit ce iteme am și chestii în cufere, adică care, cum sunt sortate, știți ce zic? Bun, hai să ne facem câteva bețe și ne facem niște târnăcoape. Bun, și hai să ne apucăm să minăm. Dar spuneți voi că ideea asta nu e genială cu podurile. Scrieți în comentarii dacă voi aveți altă idee de a proiecta podurile. Dar bineînțeles că podurile nu o să fie așa pur și simplu plutitoare. O să aibă stâlpișori în apă, o să fie șmecher, mă, o să fie șmecher de tot. Gen, o să aibă susținere așa cu piloni. Am multe în cap și chiar că mă pricep foarte bine la building, am idei și încet cu încet le fac. Adică uite, creația asta a fost chiar interesantă și aici și chiar bine pot spune. Bine, bun, acum hai să ne apucăm să ne stabilim un nivel la care vrem să pornim. Eu zic nivelul ăsta, deci va trebui să săpăm tot ce ține de nivelul ăsta, tot. Să fie totul drept și frumos, pentru că aici se vor înălța clădiri înalte, cu ferme, cu etaje. O să vedeți ce o să fie, o nebunie. Bun, și seria asta este de 1.9 și va fi în continuare de 1.9, pentru că fiecare update ce apare o să fie șmecher. De exemplu, eu mă axez acum mai mult pe construcții, nu m-am axat pe dezvoltare, adică să gen să merg în Nether, să fiu full diamant. M-am axat foarte mult pe building și pe, nu neapărat pe building, și să am aici ceva frumos de care să fiu mândru că am realizat gen o casă, mă rog, castel. Așa, știi ce zic? E interesant, dar o să vină și vremea în care o să mergem la mina să avem full diamond, să ne enchantăm iteme, să mergem în end, să găsim endul. O să vină și perioada asta, dar vreau să facem asta când o să apară un nou final, pentru că endul se va schimba foarte mult, de fapt s-a schimbat deja, dar am înțeles că se va schimba și mai mult decât este acum. Ați văzut și voi că au apărut fortăreții și de-aia vreau să nu explorez Nether-ul și endul momentan până nu se lansează versiunea finală
de 1-9. Dacă nu știți, eu joc pe Snapchat-uri până acum. Suntem pe ultimul Snapchat, 15W42A. Bun. Ce să zic, aici ne-o prind și noi cu acest episod. O să continui eu să minez. Nu uitați, dacă vreți să continuăm cu seria asta, să apăsați pe butonul de like, să ne cât mai multe like-uri. Eu am fost The Link și l-am salutat.